easy way for us. Am să recitesc versetul care l-am amintit când am fost joi seara la dumneavoastră. Rămân la acest verset și cu siguranță Dumnezeu în marele bunătate va vorbi și în dimineața aceasta fiecare inimă prezentă în locul acesta. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 6. Cuvântul Domnului spune în auzul nostru și în dimineața aceasta: cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Amin. Vă rog frumos să ocupați locul de... Și cei care primiți în inima dumneavoastră în veche, prin Duhul Sfânt, ca să vă rugați, rugați-vă și pentru mine, ca să pot să duc slujba aceasta la capăt și să pot să vestesc Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală, prin Duhul Sfânt și cu putere, slăvit să fie Domnul. În timp ce stăteam aici pe scaun, mi-am adus aminte de o întâmplare. Zice că un copil a fost dus la un moment dat la operație. Nu știu să vă zic câți ani avea. Dar era un copilaș. Și la un moment dat, în drumul lui spre sala de operație, în căruciorul în care ducea, era înconjurat de asistente, de medici, probabil și de familie, cu siguranță. Deodată el, copilașul, a pornit o cântare. Cântare care a făcut să curgă lacrimi din ochii tuturor celor ce erau în jurul lui. O cântare deosebită, o cântare pe care aș vrea să o cânt și eu dimineața aceasta. Știi tu ce port în pieptul meu, pace, fericire, mi-ești păcatul cel mai greu. Pace, fericire, izvor de pace e Domnul. Pace, pace, fericire, tot mai sus îmi iau zbor. Zborul către Domnul.
cei doi copii care dimineața aceasta au fost aduși la binecuvântare. Și n-am putut să nu-mi aduc aminte că Dumnezeu a făcut și în viața mea și a familiei mele o minune. Și în vreme de 7 ani de zile, frumoasa mea soție n-a putut să facă copii. La fiecare 2 luni pierdea sarcina. Rămânea însărcinată, dar la fiecare 2 luni pierdea sarcina. Acum trebuie că dumneavoastră, ca mame, știți mult, cu mult mai bine ce înseamnă aceasta. La un moment dat era să-și piardă viața, când a pierdut o sarcină și a fost destul de complicat. Și medicii au zis, nu se mai poate, nu mai face ceva. Și mă rog, mi-au sătuit, ei cum s-au pricepe. Dar am îndrăznit să-i dau și eu un sfat soției mele dragi, care la vremea aceea nu era credincioasă. Nu cunoștea pe Domnul. Și i-am spus, uite, zic, dacă te vei ruga lui Dumnezeu, poate Dumnezeu te va asculta, poate Dumnezeu să va îndura, poate Dumnezeu îți va asculta rugăciunea. Și ea mirată, păi n-ai auzit ce a zis medicii. Nu ai auzit ce au spus doctorii, că nu se poate. Și i-am spus, da, da, tu nu cunoști o cântare care zice, el poate. El poate, el poate să-mi dea un copil. Mă vine Domnul. Amin. Și frații mei s-au rugat. Ea, cu gura ei, ne-a pus pe genunchi amândoi, s-a rugat și la scurtă vreme a rămas iarăși însărcinată. Și ne-a pus la medic și medicul a zis, neapărat trebuie să o băgăm în tratament. Și am zis, nu. Normal că nu prea i-a convenit medicului și am zis, nu sunt eu de acord cu tratamentul ăsta. Dacă Dumnezeu mă vrea să ne dea un copil, o să ne dea. Dacă nu, nu. Au trecut 2 luni, au trecut 3 luni și au trecut 9 luni și i-a născut un băiat de 4 kg, care i-a pus numele Daniel Ionuț și am binecuvântat mult pe Domnul. La 3 ani, Dumnezeu ne-a mai dăruit un copil, căruia i-a pus numele Ioan Cosmin. Și astăzi avem 2 băieți, unul de 15 ani, unul de 12 ani, și împreună alergăm spre Împărăția lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Am fi vrut să mai avem copii, dar după aceea nu s-a mai putut, nu a mai născut. Dar ea și astăzi zice, poate s-o îndura Domnul să-mi dea o fată. Poate s-o îndura Domnul. Cine știe. I-am zis, nu te necăjit, ea a fost foarte necăjită că are 2 băieți așa, adică nu necăjită că are 2 băieți, ci necăjită că nu are nicio fată. Și i-am zis, uite, vreau să-ți dau o veste bună. Într-o zi acești 2 băieți o să-ți aducă 2 fete. Și ai să ai 4. Nășteai 2 fete, nu mai rămâneai cu nimic. Că vin 2 băieți și ți-l ia. Și gata. Acum atrag nădejdii, dați-i să nu, fie prenecăjit, că văd 2 fete, nu, da? E fată și fată, da? Fată și băiat. E fată. Și a, și acolo e băiat. Da? Domnul Iisus să-i binecuvinteze. Mulțumiți-i mei frați, veți vedea dimineața aceasta că El, cuvântul care a rămas în inima mea să-l vestesc, va atinge și latura aceasta a familiei, pentru că mă întreba cineva într-o zi, la un timp de tineret, la o întâlnire de tineret pe care am avut-o, mi-a pus o întrebare. Frate Vasile, ce credeți că le lipsește tinerilor din ziua de astăzi? Și m-am bucurat de călăuzirea pe care am avut-o și le-am spus, tinerilor din ziua de astăzi le lipsesc modele. Tinerii din ziua de astăzi au nevoie de modele. Și au nevoie de modele care să semene cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ce tragedie este că astăzi, din păcate, modelele celor mai mulți tineri sunt modele din sport, sunt modele din lumea muzicii, sunt modele din lumea cinematografiei, sunt modele de mai știu eu unde. Asta este trist. Știți de ce au nevoie copiii noștri, preiubiții mei frați? Copiii noștri au nevoie de modele. Dacă copiii noștri vor vedea în noi pe Domnul Iisus Hristos, să știți, 100%, e promisiunea lui Dumnezeu. Nu se vor abate de la calea lui Dumnezeu. 100% asta. Dar trebuie ca noi să trăim așa cum a trăit Iisus. Dacă tu îi zici copilului tău, tată, tu trebuie să fii un copil smerit. Tu trebuie să fii un... Uite, așa a fost Domnul Iisus.
Domnul Iisus a fost smerit. Și dacă El vede în tine contrariu, va spune, Tata este un mare mincinos. Și nu-ți va spune câtă vreme El va sta acolo în casa ta. Dar îți va spune, când va crește mare, lasă-mă cu religia ta și lasă-mă cu învățăturile tale, pentru că tu m-ai învățat, dar tu n-ai făcut. Și atunci, asta este o mare tragedie. Să nu ne milăm. Deci astăzi, atâția și atâția copiii copiiților sunt în lume. Sunt în lume pentru că ei au văzut una acasă și au văzut alta la biserică. Au văzut una acasă și au văzut alta la biserică și asta este o mare tragedie. Dragii mei, cuvântul Domnului din dimineața aceasta ne învață iarăși. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Și aminteam joi că Domnul Iisus Hristos, acum să-mi îngăduiți cei care ați fost, pentru cei care n-au fost, Domnul Iisus Hristos a trăit în smerenie. A fost singurul om care a avut dreptul să aleagă și locul, și familia unde să se nască. Nici eu, nici dumneavoastră n-am avut acest drept. El a avut dreptul acesta. Să aleagă locul, să aleagă familia în care să se nască. Și știți cu toții ce a ales. Domnul Iisus Hristos a trăit în smerenie și ne îndeamnă. Să avem și noi gândul acesta, Scriptura ne îndeamnă în Filipeni, să aveți și voi gândul acesta că era și Hristos Iisus, El, măcar că era Fiul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, s-a făcut asemenea oamenilor, a avut chip de rob, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruș. Frații mei, să știți că ei copiii vor privi la noi. Putem să-i aducem la binecuvântare. Ăsta e un lucru bun. Ăsta e un lucru deosebit. Îi aducem înaintea lui Dumnezeu și îi încredințăm, îl rugăm pe Dumnezeu ca să-i binecuvinteze, să lase binecuvântare peste ei. Dar responsabilitatea ne rămâne pe umerii noștri. Responsabilitatea ne aparține nouă. Să nu se înșele nimeni să creadă că dacă l-am adus la binecuvântare, eu pot să trăiesc cum vreau eu. Și pot să fac ce vreau eu, că el, copilul meu, este binecuvântat. Să nu se înșele cineva, să creadă așa ceva. Din momentul acela în care el, copilul, va începe să priceapă, el să va uita la tine. Și să va uita dacă tu trăiești în smerenie. Astăzi, din păcate, îi ducem copiilor în minte atâtea și atâtea lucruri false. Și astăzi mă uit prin atâtea și atâtea case cum sunt împinși copiii. Lasă! Zice, nu, haine de firmă. Nu asta. Adidas de firmă. Nu aia. Aia de firmă. Și ai să faci lucrurile acestea și ai să vezi că mai târziu el va căuta lucrurile înalte. El va căuta toate cele ce tu l-ai învățat de mic copil. Mi-aduc aminte de această întâmplare. De fapt, povestea. Îl întreba cineva pe iubitul frate Vorbran, ce îi lăsați lui Mihai, frate Vorban? Ce îi lăsați lui Mihai? Și fratele Vorban, știți cu toții, dumnealui a trăit toată viața cu chirie, deși a trăit în America, deși a avut pe mână milioane și milioane și milioane de dolari. Toată viața lui a trăit într-o casă cu chirie și a spus așa, dacă la moartea mea veți găsi în buzunarul meu 100 de dolari, să știți, eu n-am fost un om credincios și eu n-am trăit ca un pocăit adevărat. Și, dragii mei, în contul dumnealui, la moartea lui, s-au găsit 130 de dolari. Normal că n-a zis 100 de dolari, s-a referit normal la sume. Și a spus să-i las băiatului meu cea mai mare moștenire. Și cea mai mare moștenire este Dumnezeul care mi-a purtat mie de grijă, este Dumnezeul care m-a binecuvântat, este Dumnezeul care m-a purtat în carul său de biruință. Pe acesta îi las lui Mihai. Și nu-i de mirare că și Mihai astăzi. Mihai Burnat calcă pe urmele tatălui său, conducând această organizație deosebită în lume întreagă, organizație puternică, care este vocea martirilor. Copilul tău să va uita la tine cum trăiești, dacă ceea ce îl înveți este și adevăr în viața ta. Domnul Iisus Hristos a trăit în smerenie. De ce? Pentru că El nu era din lumea aceasta. Pentru că El a venit pe pământul acesta să înfăptuiască lucrare și tare mult. Aș vrea să avem în noi gândul acest. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos,
să umblați după lucrurile de sus, nu după cele de pe pământ. Gândiți-vă la lucrurile de sus. Pentru că Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Apoi aminteam joi, Domnul Iisus Hristos a trăit în sfințenie. Și poți să-i zici copilului tău că Dumnezeu este sfânt, Dumnezeu este sfânt, Dumnezeu este sfânt, că El se va uita la tine câtă vreme va sta în casa ta. El se va uita la tine dacă trăiești în sfințenie. Poți să-i vorbești de sfințenie cât vrei, de dimineață până seara, dacă tu însuți nu ești un model, dacă tu însuți nu trăiești ceea ce înveți pe copilul tău, totul va fi exact un fals. Și aminteam joi seara, dragii mei, toți mai puțini dintre noi, citim Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este acela care ne sfințește. Domnul s-a rugat în Ioan 17:17, sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Și, dragii mei, să știți că ei, copiii, ne vor urmări. Nici nu ne vom da seama, nici nu, parcă nici nu o să fim atenți când ei ne vor urmări cât citim Scriptura. Câtă atenție vom acorda Cuvântului lui Dumnezeu. Cât vom sta, cât îi vom chema lângă noi ca să le citim din Cuvântul lui Dumnezeu. Cu câtă seriozitate vom trata noi Cuvântul lui Dumnezeu, la fel vor face și ei. La fel vor trata și ei Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi spuneam joi seara că Domnul Iisus Hristos i-a iertat pe toți. I-a iertat pe toți. Și, dragii mei, trebuie să ne cercetăm și în dimineața aceasta. Să vedem dacă există cu adevărat cineva în inima noastră care are nevoie de iertare noastră. Căruia trebuie să-i dăm iertare. Pe care trebuie să-l iertăm din toată inima noastră. Ceea ce este atât de înșelător este că noi privim la noi. Nu pot să-l iert. Cum să-l iert când mi-a făcut atâtea? Păi normal că nu poți. Dar poate Dumnezeu din ceruri să-ți dea har, să-ți dea putere ca să ierți din toată inima așa cum te învață Cuvântul lui Dumnezeu. Și mă rog în dimineața aceasta din toată inima să nu fie niciunul dintre noi aici care să nu poată să ierte din toată inima. Nu așa la suprafață, nu așa, nu am nimic cu el, nu așa în mod evaziv, ci să iertăm din toată inima, dacă la rândul nostru vrem să fim iertați de Dumnezeu. Atunci când tu îl rogi pe Dumnezeu ca să te ierte, tu îl rogi pe Dumnezeu să facă ceva pentru tine, ce tu nu poți să faci pentru altcineva. Aia nu se poate. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos i-a iertat pe toți oamenii de pe pământ. Și acum intru în cea de-a patra caracteristică a Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos i-a iubit pe toți oamenii de pe pământ. Domnul Iisus Hristos l-a iubit și pe cel care l-a trădat. L-a iubit și pe Iuda. Domnul Iisus i-a iubit și pe cei care au strigat în fața lui, răstignește-l, răstignește-l, răstignește-l. Mi-aduc aminte de o întâmplare pe care am citit-o în cartea preibitului frate Vulba. Spunea că la un moment dat Avram a ieșit la ușa portului său. Și prin fața portului său trecea un străin. Și Avram i-a spus, Domnule, te rog frumos, nu poți să treci prin fața portului meu fără ca să intre, pentru că vreau să-ți arăt dragostea lui Dumnezeu. Străinul foarte mirat zice, Domnule, sunt onorat de invitația asta. A intrat în portul lui Avram. Avram a dat poruncă și s-a adus cele mai alese bucate, s-a pus masa și deodată străinul a început să mănânce. Și Avram s-a uitat la el și a spus, Domnule, te rog frumos, hai mai întâi să-i mulțumim lui celui de la care primim aceste daruri. Și el, străinul, zice, bine ai zis. Scoate din geanta lui o statuie, o pune în fața lui și începe să se plece înaintea ei. Și Avram s-a înfuriat într-un mod extraordinar. Și a zis, om idolatru ce ești, imediat să ieși afară din cortul meu și imediat să pleci de aici, pentru că nu vreau să te mai văd. S-a speriat străinul, a băgat statuieta aceea în geantă, chipul acela ce oprit în geantă și a fugit. Și la scurtă vreme Dumnezeu i s-a descoperit și i-a zis, Avrame, de atâta vreme îl caut pe omul acesta ca să-i arăt dragostea lui Dumnezeu. Și l-am adus în ziua asta înaintea cortului tău
și l-am făcut să intre în cortul tău ca tu să-i arăți dragostea lui Dumnezeu. Ce ai făcut? S-a aruncat Avram cu fața la pământ și i-a zis, Doamne, te rog să mă ierți, am lucrat ca un nebun. Și Dumnezeu i-a spus, aleargă numai decât după străinul acesta, ajunge-l din urmă și adună-l înapoi în cortul tău. Și arată-i dragostea lui Dumnezeu. Cere-ți iertare de la el și adună-l înapoi în cortul tău. L-a ajuns Avram pe străinul acesta din urmă și i-a spus, Domnule, uite, vreau să te rog frumos să mă asculți. Dumnezeul căruia eu îi slujesc, mi s-a descoperit și mi-a spus că n-am procedat bine cu dumneata. M-a trimis după dumneata să te rog frumos să mă ierți. Uite, vreau să-mi cer iertare pentru modul în care m-am comportat și vreau să te rog frumos să mă ierți și să te întorci înapoi în cortul meu ca să-ți arăt dragostea lui Dumnezeu. S-a uitat străinul acesta la el și a zis, Domnule, ceea ce îmi spui este foarte interesant. Pentru că Dumnezeul căruia eu îi slujesc, mi s-a descoperit și mi-a zis așa, întoarce-te la cortul lui Avram, dă foc cortului său și pe Avram o moară. Dar văd că Dumnezeul tău este mai bun decât Dumnezeul meu. Aș vrea tare mult să-L cunosc și eu. Frații mei, în fiecare zi, prin tot ceea ce facem, avem ocazia ca să arătăm dragostea lui Dumnezeu, prin tot ceea ce facem. Și vreau să vă spun că vrăjmașul sufletelor noastre, pentru că știe foarte bine, mai bine decât oricine, diavolul știe în Scriptura, el știe că fără dragoste ești ce? Aramă sunătoare și chimval zângăritor. Și pentru că știe asta, păzi ce trece, caută să-ți fure dragostea. Cum? Știți cum? Spune cuvântul lui Dumnezeu, din pricina înmulțirii fără de legilor, dragostea celor mai mulți se va răci. Cum vine asta? Păi vine asta în felul următor. Stai în fața Dumnezeului, chipului acestui veac și bagi fără de lege. Și bagi fără de lege. Și bagi fără de lege. Bagi fără de lege. Și atâta vine o ură la inima ta și atâta îi judeci pe toți și atâta îi condamn pe toți și atâta îți vine să dai cu toți de pământ. De ce? Pentru că ai băgat fără de lege. Ceea ce seamănă omul, aceea va secera. Bagi în inima ta fără de lege, vei scoate fără de lege. Bagi în inima ta cuvântul lui Dumnezeu, vei scoate cuvintele lui Dumnezeu. Și atât de mult, mulțumiți mei frați, ca să ne rugăm lui Dumnezeu, cu toată inima noastră, să ne dea har să iubim așa cum a iubit Iisus Hristos. Să iubim așa cum a iubit Iisus Hristos. Dar cum a iubit Iisus Hristos? Vă dau doar două exemple. Vă dau exemplul celui care acum noi citim în Scriptură. Dar cât putem să pricepem noi cu mine? Cât putem? Pricepem cât putem să pricepem. Știți episodul lepădării de Domnul Iisus Hristos, al lui Petru. Să leapădă Petru de Domnul Iisus, Domnul Iisus să-i tățintă în ochii lui, ies afară Petru, plânge cu amar, la înviere. Domnul îl întâlnește iarăși. Frații mei, nu-i aduce aminte nimic. Nimic absolut. Putea să-i facă un semn, putea să-i zică, Petre, ți-am zis că te vei lepăda. Putea să-i atragă atenția în orice mod. Nimic. Dar nu asta vreau să scot în mod deosebit. Uitați-vă ce vreau să scot în mod deosebit în evidență. Domnul îl cheamă ca să fie ce? Păstorul turmei lui. Dragostea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Amin. Pentru că, dragii mei, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos și-a dat viața pentru noi. Așa e de simplu să iubim pe oameni, așa e de simplu să iubim pe cei care ne iubesc. Și păgânii fac la fel. Și păgânii fac la fel. Dar este așa de greu să iubești pe unul care nu mai te șicanează. Nu mai te șicanează. Și cu riscul de-i plictisi pe unii poate care au mai auzit. Dar știu că nu se vor plictisi. Pentru că ei vor auzi iarăși. Mama învățătorii este repetiția. Dragii mei, mi se spune să răstignim eu la acesta. Și acum eu pot să răstignesc mâna asta, da? Să-i bat un cui. Am răstignit-o. Dar cine răstignește mâna asta la? Pentru că asta e cui. Cine o răstignește? Și uite așa, caută Dumnezeu pe unul să te tot șicaneze. Să te tot șicaneze. Să te... Și tu nu-ți dai seama că vrea să răstignească și mâna asta Dumnezeu. Și tot te răzvrătești. Și tot te ridici. Și tot te ridici. Și tot nu stai liniștit. Vreau să vă fac o mărturisire. L-a murit pe socrul meu de moarte. Dar ce credeți? Când eram în lume? Nu. Când eram pocăit.
M-am botezat. Acum aș vrea să vă zic că am avut și motive. Dar nu pot să vă zic asta. Am stat un an în casa lui, cu frumoasa mea soție. Mi-a făcut viața un calvar. Și din momentul ăla, după ce m-am mutat, l-am urât de moarte. Mă duceam, vorbeam altora despre Dumnezeu. Dar în inima mea era o ură de... Când îl vedeam, mă venea să-l arunc pe scări în jos. Atâta ură aveam în inima mea pentru el. Acum frumoasa mea soție, mai e tot amintea tată, dar tu te duci și spui altora, că așa se întâmplă, știți? Te prinde vrăjmașul și... Dar binecuvântată să fie bunătatea lui Dumnezeu. Mă duc într-o zi la București. Aveam un foarte bun prieten. Poate unii dintre dumneavoastră îl cunoașteți, Viorel Ungurean, un slujitor, un păstor de la Buftea, între timp s-a mutat acasă la Domnul. Un bun prieten de-al meu. Și mă duc la el și îi spun, preibit frate Viorel, eu trebuie să-ți spun dumii tale numai decât ceva. Ce vrei să-mi spun? Uite socrul ăsta meu. Uite așa, uite așa, uite... Tot amarul mi l-a lăsat. Și eu, tare mult mi-ar fi plăcut să-mi zică fratele Viorel, măi, dă-i și un amar. Uite, dă cu el de pământ și gata, rezolvă problema. Mi-ar fi plăcut să-mi spun asta. Dar s-a uitat Dumnealui la mine, m-a lăsat să termin toată povestea și m-a privit țintă în ochi și mă întreabă. Frate Vasile, tu ai văzut vreodată un câine pe care îl întăreți cu un băț? Dar vă rog, m-am întristat. Uite, ăstuia nu-i pasă de necazul meu. Ia uite ce îmi zice el acum de câine. Pentru că îl respectam foarte mult, nu i-am spus așa ceva. M-am uitat și am spus, frate Viorel, chiar eu însumi am întărtat câini cu bățul. Când eram mai ales copilul, atât am plăcea să ia. Zice el mai departe, dar tu ai văzut cât de prost e câine ăla? În loc să-l muște pe ăla care are bățul, atât atrage de bățul ăla și să luptă cu bățul ăla. Și eu zic, dar fără să-mi dau seama de înțelepciunea pe care Dumnealui a luat. Zic, da, frate, de adevăr, câinele ăsta tare prostănat. Și el s-a uitat direct în ochii mei și mi-a zis, păi tu ești un astfel de câine. Și am înghețat. Păi socrul tău este bățul din mâna satanei. Și te tot întărâtă, și te tot întărâtă, și te tot întărâtă. Și tu tragi de bățul ăla. Și te lupți cu bățul ăla. Nu mai poți. Și de-aia vom să bucură. În loc să-l atași pe ăla care ține bățul. Și pe ăla îl poți ataca prin post și prin rugăciune. Frații mei, m-am venit acasă, m-am pocăit în sac și în cenușă. Dumnezeu din cer mi-a dat har și astăzi când eu vă vorbesc, așa drag și așa dragoste mi-a dat Dumnezeu pentru socrul ăsta meu. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Care este bățul cu care te luți? De ani de zi. Și nu vrei să înțelegi. Frații mei, ochii copiilor noștri vor sta întotdeauna pe noi. 100%. Și vor vedea câtă smerenie are tata și mama. Câtă dragoste are tata și mama. Cum trăiesc ei în sfințenie. Și cum iartă ei ochii copiilor noștri vor fi îndreptați spre noi. Și dacă noi vom trăi așa cum a trăit Iisus Hristos, să știți, ei nu se vor abate. Nici la stânga, nici la dreapta, pentru că este promisiunea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Să vă mai zic și pe asta. M-am dus odată într-o altă cetate. Că n-am importanță cetate, da? M-am dus și un frate de acolo îmi spune, măi, ei vrea să vizităm o familie de credincioși? Și eu zic, cum să mă, cu toată dragoste. Și mă duc eu la familia asta de credincioși, ei stăteau la curte, de fapt era undeva la țară. Soț, soție și copii. Un băiat destul de mare. Când m-au văzut, au început tirul. M-au fixat, au aflat că eu nu fac parte din confesiunea lor. Sunt dintr-o altă confesiune. De parcă ar avea vreo importanță lucrul ăsta. Dacă este cineva în Hristos, este ce? Nu-i penticostal. Nu? Nu. Nu-i baptist. Nu-i nici creștin după Evanghelie. Dar ce este dacă este cineva în Hristos? Este o făptură nouă, slăvit să fie Domnul. Și dragii mei, un bombardament de întrebări, cum nu mi-a venit să zici, era pentru prima dată în casa lor. Duhul Sfânt mi-a zis să nu deschizi gura, taci. Smerește-te. Și am tăcut, cred că vreo jumătate de oră. După ce au terminat ei toate cartușele, acum Duhul Domnului zice, întreabă-i și tu asta. Spune-le și tu asta. Și m-am uitat la ei și le-am zis așa, măi fraților, eu vin de la ceva distanță,
și sunt pentru prima dată în casa voastră. Nu v-ar fi stat mai bine să mă întrebați, frate, ți-e foame? Vrei să mănânci ceva? Nu v-ar fi stat mai bine? Când am zis cuvântul ăsta, așa a coborât Duhul lui Dumnezeu peste ei. S-au rușinat extraordinar. Și-au dat seama, omul ăsta are dreptate. Și apoi am luat și eu harfa de cântări, că o port cu mine mereu, și am deschis gura, am cântat și eu o cântare. Am mai cântat o cântare. Și acum le-am zis, haideți să vă zic cum am pocăit eu. Și le-am zis despre experiența pe care am avut-o în Germania, sportiv de performanță fiind, m-am dus în Germania să apuc titlul mondial și am ajuns în închisoare. Și odată sare sora în picioare, zice, să nu pleci, stai aici. A ieșit din casă. M-am gândit ce-o fi. N-a durat mult și a revenit, ba cu nu știu ce prieteni, ba cu nu știu ce vecini, că s-a umplut toată camera aia. Și zice, acum să zici cum te-ai întors la Dumnezeu. Și le-am spus mărturia mea, le-am mai cântat o cântare, după aceea am făcut o rugăciune. Atâta bucurie a fost acolo. Atâta har a turnat Dumnezeu peste noi, că abia de ne-am despărțit. Ne-am îmbrățișat, am plecat de la ei. Ce credeți? Că i-am vizitat pentru prima dată? Nu, am mai fost la ei. Am mai fost de atâtea ori la ei. Dar care credeți că a fost, era prima întrebare când eu intram în casa lor? Frate, vrei să-ți dăm ceva să mănânci? Ți-e foame? Vedeți dumneavoastră, multiubiții mei, frați, noi nu înțelegem de multe ori dragostea care stă scrisă în 1 Corinteni și tare bine ar fi să o săpăm pe tăblița inimii noastre și să ne punem întrebări după întrebări, întrebări după întrebări. Doamne, dar eu trăiesc așa cum scrie aici. Doamne, dar în loc de dragostea asta, uite să pun Vasile Tofan, nu? Uite, pun aici, Vasile Tofan este îndelung rândător. Păi ești? Nu sunt. Ai la rugăciune. Vasile Tofan este plin de bunătate. Nu pismuiești, nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Eu am, tu nu ai. Eu sunt, tu nu ești. Păi nu se umflă de mândrie. Nu se poartă necuvincios. Nu caută folosul său. Nu se mânie. Nu se gândește la rău. Nu se bucură de nelegiuie și se bucură de adevăr. Acoperă totul. Crede totul. Nădăjduiește totul. Suferă totul. Pledoria dragoste. Asta este dragoste. Asta trebuie să avem. Asta trebuie să vadă noi copiii noștri. Și atunci îi vor spune, da, îl vrem pe Dumnezeu. Preghitul frate Panican mi-a dat poruncă în timpul ăsta când am stat în Spania să citesc această excepțională carte care se numește Cele 7 cuvinte de pe cruce. O capodoperă. Deci ceva deosebit. O dulceață din cer de la Dumnezeu. Și citesc eu spre finalul cărții cum un misionar s-a dus într-un trip și să-l vestească pe Hristos. Și el îngrijea de o femeie bătrână care era foarte bolnav, foarte. Și misionarul ăsta era atât de frământat. Cum să-i spună el despre Domnul? Erau și analfabeți, erau în cult, din cult. Și cum să-i spună despre Iisus Hristos? Și tot îi spunea să creadă în Iisus. Și femeia asta, la un moment dat, îi zice, dar cum arată Iisus ca să creadă în El? Și misionarul, după câteva secunde, îi spune, Iisus Hristos arată ca mine. Femeia a început să plângă. Și a zis, dacă arată ca tine Iisus, eu vreau să cred în ea. Eu vreau să-L iubesc și ea. Dar de ce? Pentru că misionarul acela a îngrijit-o, s-a jertfit și a făcut tot ce i-a stat în putință să-i arate dragostea lui Dumnezeu. Frații mei, vecinii noștri, poți să le vorbești cât vrei de Iisus. Prietenii noștri, colegii noștri, rudele noastre, putem să le vorbim cât vrem. Dacă ei nu vor vedea pe Iisus în noi. Dacă copiii noștri nu vor vedea pe Iisus, vă spune, tata și cu mama au doar o religie, numii nu trebuie și eu. Dacă ei vor vedea, dacă vor vedea dragostea lui Dumnezeu, dacă, cum am auzit eu în România, s-a dus un pocăit la vecinul lui, vecine, Hristos a înviat. Nu cred, mă. Nu cred. Vecine, dar e scris. E scris, uite, că vin cu Biblia, e scris. Mă, o fi scris. Dar nu văd în viața ta. Nu văd în tine lucrul ăsta. Mă înțelegeți, frații mei? Putem să vorbim cât vrem. Vedeți dumneavoastră astăzi, este atât așa că Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, ăia se ceartă cu ăia,
ăia să ceată cu ea. Fraților, este atât de simplu. Este atât de simplu. Păi, apostolii nu s-au dus la nimeni. Uite, e scris aici despre Duhul Sfânt. Dar nu au făcut asta. Noi când vrem să vorbim despre Duhul Sfânt, unii vin cu versete din Biblie să dea și în cap cu ea ca să te convingă că au Duhul Sfânt. Ei, apostolii i-au convins pe oameni cu viața lor că au Duhul Sfânt. Știți cum le spuneam eu odată băieților, frate, la care să vedem? Fraților, eu vă dau un exemplu atât de simplu. Uite, închipuiți-vă că eu mă parfumez. Ziceți-mi un parfum. Boss, Diesel, nu știu eu ce parfumuri sunt, care miros, da? Care au un miros strident. Mă dau eu cu parfumos și trec printre dumneavoastră, fără să zic nimic. Știți că m-am parfumat? Știți, nu? Dar de unde știți? Păi miroase. Fără să zic nimic. Fără să zic nimic. Dar dacă nu mă dau cu niciun parfum, și tot strig și tot zic în dreapta. Vrei să zic ceva? Ce? M-am parfumat. Te-ai fi parfumat, dar nu miroase nimic. Uitați-vă ce spune Psalmul 19. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește altea acest lucru, o noapte de deștire altea despre el. Fiți atenți. Și aceasta, fără vorbe, fără cuvinte al căror sunet să fie auzit, dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginea lui. Asta e Duhul Sfânt. Fără sunet, oamenii vor să vadă. Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Întreba un frate, poți să te duci la vecinul tău? Și zici, vecine, tu vrei să-L vezi pe Iisus? Și vecinul îți zice, da, vreau să văd. Ei, uite-te la mine. Uite, dacă tu te uiți la mine, l-ai văzut pe Iisus. Poți să faci și prost. Frații mei, dacă Dumnezeu din cerul ne dă har, și dacă Dumnezeu din cerul, că veți vedea ultima, că am lăsat pe ultima, care este de fapt cel mai important, ceea ce a fost în viața Domnului Iisus Hristos. Deci Domnul Iisus Hristos a trăit în iubire de Tatăl. L-a iubit pe Tatăl. Domnul Iisus Hristos a iubit pe toți oamenii de pe pământ. Și dragii mei, vreau să vă spun acum. Domnul Iisus Hristos a avut o viață de rugăciune. Domnul Iisus Hristos a fost un om al rugăciunii. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus Hristos. Și aici vreau să vă spun doar câteva lucruri. Mă uitam aici în capitolul 9 din Luca și m-am gândit în inima mea cât de simplu este. 9 cu 28, în mod deosebit 29, da? Citesc și 28 ca să fac o legătură. Cam la 8 zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu El pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage. Fiți atenți. Pe când se ruga, I s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea I s-a făcut albă strălucitoare. Extraordinar. Și astăzi, atâtea și atâtea dispute, polemici, lupte, și tot felul de astea. Păi, frații mei, vrei să știi cum să te îmbraci? Roagă-te lui Dumnezeu. Se atât de simplu. Pe când se ruga, I s-a schimbat înfățișarea feței. Lasă, nu te mai tot picta. Roagă-te. Și rugăciunea va face ca Duhul Sfânt să-ți schimbe înfățișarea feței. Adică, rugăciunea va face ca fața ta să strălucească. Va duce o lumină pe fața ta. Înțelegeți? Domnul Iisus a fost un om al rugăciunii. Copiii să vor uita la tine cât te rogi. Să vor uita cât petrești timp pe rugăciune. Ce face tata? Să uită la meci. Măi, du-te la rugăciune. Păi tu te uiți la meci. Ce face tata? Păi tata, orice, dar numai nu se roagă. Copiii să vă uita la noi. Și aș vrea tare mult, vedeți dumneavoastră, biserica astăzi a devenit o casă de modă. Dar nu trebuie să fie o casă de modă. Ci trebuie să fie o casă de modele. Trebuie să fie o casă de modele. Și modelele acestea sunt dacă noi avem o viață de rugăciune. Domnul Iisus a fost un om al rugăciunii.
Domnul Iisus Hristos n-a făcut nimic fără să se roage. S-a dus și a petrecut o noapte în rugăciune și apoi a chemat apostolii. Și a chemat, și a chemat. Și noi vrem să luăm hotărâri, dar fără rugăciune. Și noi vrem să aducem o jertfă lui Dumnezeu, dar fără rugăciune. Asta nu se poate. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței. Și i s-a și îmbrăcămintea, i s-a făcut altă strălucitoare. Eram într-o adunare și nu știu cum era poziționat amvonul, în fața mea stăteau niște fete tine. Și o fată avea și ea o fostă mai scurtă așa. Și tot trăgea de ea. Tot, vizibil, probabil și era. Tot trăgea de ea. Și m-am dus la sfârșit, mi-am luat eu așa îndrăzneală, de am spus cu dragoste. I-am zis, dar de ce tot tragi de fusta aia? Că doar nu-i jaluzea. Hai să-ți dau eu un sfat. Mai adaugă ceva material. E atât de simplu. Mai adaugă ceva material. Pe când se ruga, îmbrăcămintea au ou. Deci rugăciunea te învață să te îmbraci. Mărit să fie Domnul. Amin. Rugăciunea schimbă înfățișarea feței. Și nu o să mai vrei să te mai tot facem toate felurile, ca să zici, lasă că Duhul lui Dumnezeu știe El să dea cea mai extraordinară creată. Nu te teme. Roagă-te. Și atunci Dumnezeu din ceruri va lucra în viața ta într-un mod deosebit. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El. Cum a trăit Iisus. Și Iisus, frații mei, a trăit în smerenie. Iisus Hristos a trăit în sfințenie. Iisus Hristos i-a iertat pe toți oamenii. Iisus Hristos i-a iubit pe toți. Și Iisus Hristos a dus o viață de rugăciune. Dragii mei, știți cu toții, adică nu știu dacă știți, dar practic ați auzit, cum în gara din Simeria s-a ridicat un bărbat să vestească Evanghelia. Asta e lucru cunoscut în România. Ani de zile în urmă. S-a ridicat un bărbat, pe vremea lui Ceaușescu, să vestească Evanghelia. Două ore a vorbit, n-a mișcat nimeni. Trenul impegat în anda verde trenului, nu s-a mișcat, oamenii au rămas cu biletul de tren în mână și ascultau acolo Evanghelia. Și un bărbat acolo care stătea pe peron a zis, Domnule, dar de unde are omul ăsta atâta înțelepciune? De unde are omul ăsta atâta putere că eu aș sta toată ziua să-l ascult, nu mai trebuie să plec nicăieri? Și cineva care era lângă el l-a întrebat. I-a spus, hai că zic eu de unde are putere omul ăsta. Uite, zice omul ăsta, e vecinul meu. Stă cu casa mai sus de casa mea și în spatele casei lui se deschide o pădure. Și în fiecare seară, dar în fiecare seară, când eu îmi pregătesc animalele și tot ce am, ca să mă culc de culcare, omul ăsta zice, intră pe o cărare în pădurea aia. Și eu când mă trezesc dimineața, omul ăsta îl văd că iese din pădurea aia pe aceeași cărare. De acolo vine puterea. Frații mei, casa mea, spune cuvântul, casa mea se va chema o casă de rugăciune. Adică, vii să cânți. Cântă cu rugăciune. Cum s-a dus o soră în România să cânte o cântare la biserică și Duhul Sfânt a cercetat-o când a vrut să trimită biletul în față. Și i-a zis, nu te-ai rugat, n-ai postit, dar de ce vrei să cânți? Vrei să-ți arăți talentul? Vrei ca să vadă frații că, că tu ai o voce bună? De ce vrei să cânți? S-a dus acasă și a postit. 17 zile pentru cântarea respectivă. S-a rugat, a postit, s-a rugat, a postit. Când a venit la adunare, a ieșit în fața, a cântat cântarea, Duhul Sfânt a început să cerceteze sufletele celor care erau nemântuiți în adunare și au venit în fața Domnului și au zis, noi vrem să credem în Iisus Hristos. Dar cine i-a chemat? Că păstorul n-a făcut chemat. Cine i-a chemat? Cel care în ziua cincizecimii le-a stăpâns inima celor care au ascultat Evanghelia și au întrebat, ce să facem fraților? Pocăiți-vă. Frații mei, tare mult aș vrea să veghem asupra rugăciunii. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga. Dacă pocăiții din România, dacă pocăiții români, s-au rugat jumătate din timpul pe care îl petrec în fața internetului și a televizoarelor, să știți, Dumnezeu ar aduce vremuri de trezire peste România. 100%. Dacă pocăiții s-au rugat jumătate din timpul pe care îl dau lui Baal, jumătate pe care îl dau lui Mamona, dacă s-au rugat jumătate din timpul ăsta, s-ar produce trezire în România. Doamne Dumnezeu!
Dumnezeule din ceruri, întură-te de noi. Vrem să trăim așa cum a trăit Iisus. Altfel este religie. Altfel, copiii noștri când vor crește, vor zice, nu trebuie așa ceva. Și din păcate se întâmplă asta. Am fost în Austria și am fost la o închisoare la Viena, Neustadt, să vizitez un interlop acolo. Dar ce credeți că era din... Nu, era din familie de pocăință. Două jafuri armate în Austria. Nu știu câte jafuri armate în Germania. Și m-am dus și l-am întâlnit. Știți ce i-a spus? Vreau să spun ceva. Mama ta te-a dus la binecuvântările mele. Și mama ta când a plecat din lumea asta, a plecat cu aceste cuvinte pe muzică. Murise, a murit mama lui când era copil. Doamne, nu-mi lăsa copiii. Și vrei sau nu vrei? Dumnezeu, că acum a primit o pedeapsă foarte mare. 10 ani. Vrei sau nu vrei? Dumnezeu din ceruri să va îndura și te vei pomeni. Dar vei avea de suferit. Frații mei, dacă copiii noștri nu vor vedea în noi pe Iisus Hristos, că au nevoie de El, dar dacă nu vor vedea în noi o viață ca Domnul Iisus, vor zice, nu ne trebuie așa ceva. Nu ne trebuie așa ceva. Iubiții mei, Domnul Iisus Hristos a fost încrezător în Tatăl. A avut o credință. A fost un om al credinței. Și ne-a spus, aveți credință în Dumnezeu. Aveți credință în Dumnezeu. Dragii mei copii, să vor uita la tine. Ce faci în momente grele? Credință nu e ceea ce zici din gură. Aia nu-i credință. Credință este ceea ce arăți cu viața. 3 ani de zile mi-a fost dat să trec pentru o grea încercare. Am vrut să fac un bine, dar tot tamanul rău am făcut. Dar toate lucrurile lucrează împreună. A venit cineva la mine și a zis, n-ai vrea să-mi dai o mână de ajutor? Puneți să girez cu apartamentul pentru mine. Și am zis, da. Fără să mă uit prin proverbe, am zis, da. Și am girat. Și în 2008 mi-a bătut banca la ușă. Domnule, trebuie să vă luăm apartamentul. Ce să facem? La rugăciune. Și dragii mei, 3 ani în 2011. Băiatul meu, care luna viitoare, peste 2 luni, va împlini 15 ani. Mi-a spus, tata, vreau să spun ceva. Să nu cumva să te duci să ceri bani de la cineva. Dacă faci asta, ca să ne scapi apartamentul, eu n-am să cred. Am să zic că tata cunoaște oameni și normal că a dus bani și n-am scăpat. Nu. Tata, eu vreau să văd pe Dumnezeul în care tu crezi. Vreau să-L văd că face... Și mi-a spus băiatul meu. M-am uitat la el, a știut că Dumnezeu îmi vorbește prin el. Să uitau la tata. Ce face tata? Și 3 ani am stărit înaintea lui Dumnezeu. Într-o seară frumoasă mea soție are un vis. Și Domnul îi arată un vis în verset. N-a ținut minte dimineața decât versetul. Exod 14:14. Se trezește dimineața și îmi spune, zice, mă, tata, am avut un vis. Dar nu mai știu nimic din vis, doar versetul. Exod 14:14. Domnul se va lupta pentru voi. Dar voi stați liniștiți. Și vreau să vă spun că am știut că Dumnezeu va lucra. Și m-am dus să-L vestesc pe Domnul. Și m-am dus să lucrez pentru Domnul. Și unii mă întrebau, dar cum mai poți? Dar cum? Te mai duci? Mai ai inima asta? Și am zis, da. Și dragii mei, într-o seară, când a fost la 11-a licitație, într-o seară primesc un mesaj pe telefon. Mă uit, de fapt, băiatul meu mi-a spus, tata, l-am lăsat acasă telefonul, zice, ai primit un mesaj de la un frate pe care nu l-am cunoscut decât 2 ore, 5 ani în urmă. Ce pot să cunoaștem 2 ore? Am stat în casă la el, 2 ore, și a zis, frate, Duhul Sfânt m-a cercetat. Simt că bubuie inima, trebuie să fac ceva pentru tine. Am dus la el și i-am spus, dar înainte să-i spun eu, mi-a spus el. A zis, indiferent de ce necaz ai, ca să vezi că e lucrarea Dumnezeu, indiferent de ce problemă ai, consider-o rezolvată. Păi puteam să-i zic că îmi trebuie 1.000.000 de euro. Păi dacă zici, indiferent de ce problemă ai, consider-o rezolvată, ți-asume responsabilitatea. Și i-am spus, era 19 noiembrie. Când, acum ceva ani m-am născut, era 19 noiembrie, și a pus 25.000 de euro pe masă și a zis,
ia în numele Domnului și du-te și rezolvă problema. Și l-am sunat pe băiatul meu și am zis, tata, avem bani. Și a știut că Dumnezeu a făcut o minune. Dragii mei, copiii să vor uita la dumneavoastră. Copiii să vor uita, ne vor mări la fiecare pas. Și vor ști, tata a avut o credință aici. Dar tata niciodată nu s-a încrezut în Dumnezeu. Unde alergi la momente grele? Pentru că ea credința este la iveală în încercări. Credința este ușor când totul înjurie. E ușor să ai credință. Dar credința iese la iveală în încercări, frașii să văd. Atunci se vede dacă am avut sau n-am avut credință. Domnul Iisus Hristos a fost un om al credinței. Și frații mei, Domnul Iisus Hristos a trăit în ascultare de Tatăl. Asta e cheia. Domnul Iisus Hristos a trăit în ascultare de Tatăl. Asta este cheia. Pentru că scrie în Epistola către Iacov, la capitolul 1, versetul 19, spune așa. Fiți înceți la vorbire, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie. Asta este cheia. Domnul Iisus a trăit în ascultare de Tatăl. Nu fac nimic din ceea ce vreau eu. Tot ceea ce văd pe Tatăl făcând, aia fac. Am fost portier de performanță. Și vreau să vă spun un lucru foarte... Mi l-a adus Dumnezeu aminte și nu l-am făcut. Când eram în ring și mai ales când participam la turnee mari, cum ar fi campionatul național sau centura de aur, unde la Palatul Sporturilor s-adunau mii de oameni. Ei, vreau să vă spun ceva, eram în ring și erau acolo mii de oameni care strigau, în toate felurile strigau, erau un infern. Cu toate că ei strigau, urechea mea din ring auzea vocea antrenorului care era la colț. Păi cum, din miile de voci? Da. Dar de ce? Aveam o legătură cu antrenorul. Îi cunoșteam vocea. Îi știam extraordinar de bine vocea. Și chiar dacă ea strigau acolo și făcea un vacam infernal, eu auzeam ce îmi spune. De ce? Pentru că îi cunoșteam vocea. Frații mei, uitați-vă ce spune în Ioan. După ce și-a scos, portarul îi deschide, Ioan 10, capitolul 3, în versetul 3, portarul îi deschide și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el pentru că îi cunosc glasul. Cunoști glasul păstorului? Se aud astăzi atâtea mii de voci. Vin voci de sus, vin voci de jos. Păcarele ei. Păcarele aici. Trebuie un discernământ. Trebuie să ai un discernământ. Dar dacă nu ai o relație cu păstorul, dacă nu trăiești în el și el trăiește în tine, nu se poate. Nu-i vei auzi vocea. Domnul Iisus a venit în ascultare de Tatăl. Și frații mei, știți ce a întrebat-o într-o zi cineva pe soră? Spune-mi, te rog, copiii tăi ascultă de tine. Și ce a răspuns sora? Dacă soțul meu ascultă de Dumnezeu, dacă eu ascult de soțul meu, și copiii vor asculta de mine. Să știți asta. Dacă bărbatul ascultă de Dumnezeu, dacă soția ascultă de bărbat, și copiii vor asculta de părinți. Mă rog în dimineața aceasta, vă trebuiți-ne frați, ca Dumnezeu din ceruri să ne ajute să reevaluăm viața noastră. Să facem o cercetare în lăuntrul nostru. Să ne reevaluăm viața. Să vedem cum trăim. Pentru că într-o zi ne vom prezenta, vrem sau nu vrem. Credem sau nu credem. Ne vom prezenta înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne va întreba. Ți-am dat 1, 2, 5, 10 copii. Unde să vin? Doamne, nu sunt. Dar de ce? Pentru că n-am trăit, Doamne, așa cum a trăit Iisus. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El, cum a trăit Iisus Hristos. Și frații mei, încă o dată, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a trăit în smerenie. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a trăit în sfințenie. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, i-a iertat pe toți oamenii de pe pământ.
Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, i-a iubit pe toți oamenii de pe pământ. A avut o viață de rugăciune. A avut o viață de credință. S-a încrezut din toată inima în Tatăl. Și a avut o viață de ascultare de Tatăl. A ascultat de Tatăl. Vom face așa. Copiii vor fi binecuvântați. Vom trăi așa. Dumnezeu va binecuvânta viața noastră. Nu vom trăi așa. Frații mei, degeaba am crezut. Degeaba am crezut. Dar am nădejde, am nădejde. Că Cel ce a început în noi această bună lucrare, o va duce la capăt. Și ne va da har. Și ne va binecuvânta. Și mă rog, din toată inima, ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și mă rog ca Dumnezeu să vă dea har să croiți cărări drepte cu picioarele dumneavoastră. Mă rog ca Dumnezeu să vă dea har în fiecare zi. Să-mi dea har. Să fiu sare și lumină pentru toți cei din jurul meu. Și în felul acesta, când oamenii îl vor vedea pe Iisus Hristos în lor, vor zice, vreau și eu. Am nevoie de Dumnezeu ăsta. Vreau și eu să-L iubesc și să-L cinstesc câte zile mai am pe pământul acesta. Îmi vine la inimă cântarea aceasta, mi-e tare dragă. Văd peste zi și noapte Iisus echipul tău, ce pune întrebarea, ce fel de trai duc eu. O, Doamne, în întregime, pe veci eu sunt al tău, nu pot trăi fără tine, Iisuse, Domnul meu. Plăcerile din lume de mult eu le cunosc, produc amărăciune și chin fără de folos. O, Doamne, în întregime pe veci eu sunt al tău. Iisuse, Domnul meu, m-a tânguit adesea când rele am făcut. Iisus acum a râsat.